Bună, eu sunt Loredana și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum spuneam și pe Instagram, acesta este contul meu și dacă nu mă urmăriți, v-aș ruga să o faceți, deoarece acolo postez și comunic cel mai des cu voi. De cel puțin un an primesc foarte des întrebarea de ce nu te apuci de vlog. Ei bine, iată că am luat în considerare și am ajuns să filmez primul meu vlog. Și pentru că una dintre cele mai cerute teme a fost călătoria, m-am gândit să vă iau weekendul acesta cu mine în Londra. Abia acum ne-am recuperat bagajele și așteptăm să vină după noi. Este vineri, e ora 11:30. Și chiar acum ne îndreptăm spre stația de metrou. E la 10 minute distanță de locul în care stăm noi acum. Această zonă este foarte drăguță, toate casele sunt la fel, dar o să vă arăt și voi imediat. E de-a dreptul complicat să nimerezi stația bună și având în vedere că sunt foarte multe rute, linii, e cam complicat. Dar într-un final ne-am descurcat. The next station is Wilton Green. Doors will open on the right hand side. Am avut ceva de mers, mai exact 13 stații. Vreau să vă spun că oamenii de aici sunt tare, drăguți și prietenoși. Și imediat ajungem în centru și o să... ajuns în centru, în spatele meu este Big Ben-ul, dar din păcate și anul acesta este în construcții. Doar că Londra este plină de obiective turistice foarte frumoase și pe partea cealaltă am să vă arăt imediat London Eye. Și am fost nevoit să venim iar cu metroul, doar că de data aceasta ne-am descurcat. Am dus. Cum spuneam, este soare și foarte frumos. Acum suntem pe London Bridge, pe
partea cealaltă este Tower Bridge. Catolice Sfântul Patrick, chiar dacă ne-am rătăcit puțin cu metroul deoarece am avut de schimbat mai multe linii, s-a meritat să ajungem și aici. Este o biserică superbă cu... și prima noastră oprire la Mex, să mâncăm ceva și să ne odihnim puțin, deoarece am început să ne doară picioarele. Iar după vom merge la shopping pe Oxford Street. Binecunoscuta Oxford Street este cea mai populară destinație de cumpărături din Londra, așadar, dacă vă place shoppingul, vă recomand cu drag acest loc. Centrul Londrei și seara. Deci ne-am întors înapoi aici. Cam asta a fost pentru ziua de azi și ne vedem mâine. A treia zi la Londra. Astăzi o să avem ca însoțitoare pe verișoara noastră, pe Alina. Ea locuiește aici. Bună! Bună! Și... Acum ne-am achiziționat biletele pentru metrou. Este vorba despre acest travel card. Sunt mai multe variante, ca de exemplu se pot lua pentru o singură călătorie sau pentru toată ziua. Noi am ales a doua variantă. Mergem spre Jubilee Line, după care vom ajunge la Natural History în jur de 2 ore și tot nu am apucat să-l vedem pe tot.
scria undeva la început că a fost construit în 1860, fiind format din trei muzee. Sunt tot felul de schelete de dinozauri, de păsări, de animale, oameni preistorici și mulaje. Mi-a plăcut foarte mult la ultimul etaj că era o cameră care simula cutremurele de la prima până la ultima fază. A fost o experiență foarte interesantă, deci merită vizitat, este gratuit cu excepția unelor sectoare. Următoarea destinație este una tare drăguță, este vorba despre un cartier din Shoreditch care era foarte sărac la început. Locuiau în el mulți pictori, aceștia au reușit pe parcurs să-l transforme într-un loc foarte viu, plin de artă și culoare, ajungând în prezent una dintre atracțiile turiștilor. De destinații de vacanță. Este duminică a patra zi și ultima din păcate, tot frumos, tot însorit ca și în prima zi când am venit aici. Mă bucur tare mult că vremea a ținut cu noi, având în vedere că nu tot timpul e așa în Londra și mai ales în această perioadă a anului. Pentru azi nu avem neapărat un program stabilit, în momentul de față ne îndreptăm spre Brent Cross, iar după vedem pe parcurs. Am mâncat și am ieșit puțin în curtea casei ca să ne bucurăm de ultimele clipe rămase. Deci cam asta a fost. Mi-a plăcut foarte mult în Londra și cu siguranță mă voi întoarce. Vă super mulțumesc dacă v-ați uitat până aici și dacă v-a plăcut, v-aș ruga foarte mult să vă abonați canalului meu de YouTube, să-mi lăsați un like
și aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând, mulți pupici!